Salutare, dragilor, ia uite-ne blocați în trafic aici, lângă Limoj. Trebuie să ies pe A20, că am încercat să intru pe Național 145 și era închis încolo, trebuie să mă întorc 40 de kilometri înapoi. Și acum, ia uite, am dat de ștau ăsta. Abia se merge. Asta e. Am condus 2 ore cam degeaba, zic eu. Mai aveam 480 de kilometri până la destinație. Am condus 2 ore și mai am încă acum 430. Deci vă dați seama în 2 ore cât am ocolit și m-am întors înapoi. Deci știam că e închis, nici nu mergeam pe acolo. Ia uite. Un pic înaintez, după aia pui iar frână, stai 5 minute iarăși, tot așa. Asta e, n-ai ce să-i faci. Foarte rău se circulă. Aș mai avea, acum la mine e 4. În 6 ore ar trebui să fiu la descărcare. Mai trebuie să fac și pauză de 45 de minute la 6. Nu știu sigur dacă o să ajung, dacă merge tot așa, e cam la solo chestia. A, uite, gata, deja se pune frână. Când urc pe A20, sper să nu mai am chiar așa probleme. Da, na. Asta e, ce să-i facem. Dacă ați văzut că am postat pe grupul Eurotrack Simulator 2 Ro, o poză cu ceea ce o să vă oferi în următorul concurs. E un American Truck Simulator, un Euro Truck Simulator, un DLC cu Scandinavia și DLC-ul cu accesorii pentru cabină. O să le ofer toate la un singur concurs. Aveți posibilitatea să vă alegeți care dintre ele doriți. Bineînțeles, o să filmez și o să anunț când dau startul concursului. Am văzut că am undeva la 700 de abonați. În ultima lună chiar au venit foarte mulți, de la 350 cât am avut luna trecută. Acum am deja 700 și ei vin tot mai mult pe zi ce trece. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că vă abonați, pentru că mă urmăriți, apreciați ceea ce fac. Asta contează foarte mult pentru mine. Și extragerea cred că o să aibă loc undeva la 1000 de abonați, pentru că ei cresc foarte repede și în 2 săptămâni, să zic așa, poate o să am 1000 de abonați. Așa că eu o să fac video în care să anunț concursul, să dau startul pentru participare. Va fi simplu, lăsați numai acolo la video respectiv în comentarii ce premiu vreți din cele 3. Să-mi lăsați contul vostru de Steam și un e-mail eventual pentru contact, să nu mai stau să caut eu pe YouTube, pe toate astea și na. O să vă spun mai multe oricum în video ăla. Acum vă las. Nu sunt în apele mele, când am văzut că e închis acolo drumul și m-am întors atâta. Nu mi se pare chiar ok. Nu era pus niciun anunț, nimica, că e închis sau asta e. În fine, eu vă las, sper că v-a plăcut video ăsta. Am renunțat la vorba aia cu prăduitor pentru că multă lume mi-a spus că nu dă bine la videoclip și na. Asta e. Nu o să mai folosesc, că sper că sunteți mulțumiți și apreciați că iau în considerare ceea ce îmi spuneți voi în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, un like e imens apreciat. Noi ne revedem la următorul videoclip. Ciao!